Dacă anul trecut peste 60.000 de gorjeni au beneficiat de ajutorul pentru încălzire, anul acesta numărul asistaților a fost redus la jumătate. Suma plătită de stat beneficiarilor gorjeni pentru ajutorul de încălzire pe luna noiembrie 2010 se ridică la peste 2 milioane și jumătate de lei. Numărul de beneficiari a scăzut față de sezonul trecut. Dacă în sezonul trecut aveam în jur de 62.000 de beneficiari, în acest sezon sunt în jur de 32.300 de beneficiari pe tipurile de sisteme de ajutor de încălzire pe care le plătim noi. Reducerea numărului de beneficiari se datorează noilor criterii de acordare a ajutorului. Ca urmare a noilor criterii? Da, și aceasta a fost, pentru că limitele de venituri au rămas aceleași, numai că au fost introduse aceste criterii care au condus la excluderea acordării dreptului unor familii și persoane singure. În zilele următoare, beneficiarii vor intra în posesia banilor aferenții lunii decembrie.